Lumen este o echipă de 50 de oameni, predominant în Cluj, dar nu numai, avem și oameni la distanță. Și în urmă cu 4 ani am creat compania Lumen, unde creăm ochelari pentru nevăzători. I was born blind. Soluțiile sunt aceleași de mii de ani. Este câinele ghid și este bastonul alb. Câinele ghid are câteva dezavantaje. Un câine ghid ajunge să coste și 200 de mii de euro. Lucrăm cu niște companii absolut incredibile la asta, lucrăm cu Intel, Nvidia. Efectiv simți în zona frunții cum sistemul îți reprezintă în ce zonă să mergi, cum te trage în direcția în care trebuie să mergi, încât să ocolești obstacole, să stai în siguranță pe trotuar, să te oprești la o trecere, te atenționează despre mediul înconjurător folosind mesaj audio. Noi nu am eșuat, noi suntem primii care au reușit. Cornel, sunt un antreprenor, un speaker și un inventator român. M-am născut într-o familie de persoane cu dizabilități. Sunt singura persoană fără dizabilități din familia mea. Lucru care mi-a arătat foarte mult cât de mult poate să ajute tehnologia, dar și cât de puține tehnologie există să ajute oameni. M-am născut în București, am trăit o vreme în nordul țării, după care m-am întors aici în București, am făcut școală aici, am ajuns la liceu, la ECHB, unul dintre locurile care chiar m-au pus pe o traiectorie absolut incredibilă. Am petrecut 4 ani ECHB pe vremea când era în Dristor, după care am plecat în Germania, unde am continuat studiile universitare, unde am lucrat câțiva ani și în urmă cu 4 ani am creat compania pentru care sunt cunoscut acum, vorba despre Lumen, unde creăm ochelari pentru nevăzători. În Germania am studiat la Jacobs University în Bremen, acum s-a redenumit în Constructor University. Țin minte toată clasa mea, în clasa 11-a și a 12-a când eram la ECHB, cu toții ne planificam unde, în ce colț al lumii să ajungem și cred că cu toții am părăsit țara către alte facultăți în afara țării sau majoritatea am părăsit țara. Unii ne-am întors și sunt bucuros că ne-am întors. Copilăria mea a fost un pic diferită, pentru că vin dintr-o familie diferită. Ambii mei părinți, sora mea, persoane cu dizabilități, bineînțeles că mi-au pus pe un drum puțin diferit. Părinții mei, persoane cu dizabilități locomotorii, nu se pot deplasa. Sora mea, persoană cu dizabilități grave cerebrale. Cu siguranță nu am o poveste a copilăriei care să fie comună cu altele. Am stat mult timp și la bunici în nordul țării, unde mulți ani mai târziu la facultate mi-am dat seama că sunt singurul student din facultate care știa să mulgă o vacă. M-am învățat asta la țară când eram mic, dar o traiectorie foarte diferită. A trebuit să fiu independent de la o vârstă foarte mică, pentru că trebuia să ajut pe părinții mei. Multe lucruri care sunt comune pentru un copil să le facă cu părinții, pentru mine nu au fost, nu am călătorit cu părinții mei, nu am jucat sporturi cu părinții mei. O grămadă de lucruri pe care le văd la alți părinți și copii, pentru mine mi se par foarte străine, pentru că n-am putut să beneficiez de ele. Venind într-un mediu de diferit m-a adus o curiozitate majoră, ceea ce m-a făcut să învăț să citesc la 3 ani, ceea ce m-a făcut să învăț să programez începând de pe la 7 ani, să învăț electronică de undeva pe la 10 ani, lucruri care sunt mult mai devreme decât ar trebui să fie făcute. Le-am făcut din această curiozitate născută de la mediu foarte diferit din care vin. Liceul a fost incredibil. A fost incredibil pentru că am putut să facem ceva ce nu s-a făcut niciodată în România și aici mă refer specific la fondarea clubului de robotică ECHB. Am fost primii din România, primul liceu din România cu un club de robotică liceală pe care îl datoresc complet domnului Iachi Ahmed. A fost ideea lui, el a zis hai să-l facem și am fost primii care au făcut asta în România și acum să mă uit să intru într-un astfel de laborator care este, nu are nicio legătură de cât de avansat este comparativ cu pașii noștri incipienți, să știu că mult mai mulți elevi din toată România și mai mult construiesc lucruri pe care noi abia ne chinuiam să visăm la ele și acum să vedem copii de clasa 5 a 6 să le văd roboții, să văd ceea ce poate să facă. Absolut incredibil cât de mult au avansat lucrurile. Dar cineva trebuia să fie primul. Cineva trebuia să fie primul să arate că se poate. Probabil sute și mii și de fapt zeci de mii de elevi din toată România au avut șansa să treacă prin așa ceva datorită faptului că noi am început-o. Încă țin minte cum profesoara de educație antreprenorială a venit la mine și mi-a zis: voi faceți roboți, pariu că nu puteți să faceți un business? Și am zis, hai că te arătăm noi. Și uite, așa am devenit antreprenor, faptul că am ajuns de două ori în finala internațională a Company of the Year de către Junior Achievement, de reprezentând România, reprezentând ECHB. Asta totul s-a întâmplat pentru că în ECHB existau acei oameni, acei profesori, care vedeau potențialul unui elev și știau cum să-l împingă încât să se transforme în ceva incredibil. Sunt atât de variate. Variază de la, mă gândesc la căminul ECHB,
când domnul Hasan era directorul căminului de băieți, cred că aproape în fiecare săptămână organizam un fel de picnic împreună și stăteam și povesteam și de toate. În același timp, amintiri superbe cum ne tăia internetul la ora 10 seara. Ai, n-o să uităm niciodată. Din liceu, când ne întruneam cu toții după program în clubul de robotică și eram 20 de oameni și ne gândeam, ok, urmează o competiție în 3 luni, concurăm cu oameni din toată lumea care sunt cu dublu vârstei noastre, cum câștigăm? Stăteam la școală până după miezul nopții, lucrând. Țin minte, eram la o competiție internațională în Ankara. Pe drum mergea o echipă din CHB și o echipă din ICHC din Constanța, așa că eu din București am luat un bus până în Constanța. Trebuia să prezentăm un proiect și am uitat o componentă fără de care proiectul nu mergea. Și am ajuns în Constanța, plecăm din Constanța către Istanbul și ne dăm seama că lipsește componenta. Brusc cei din București au trimis-o în Constanța. Ajungem în Istanbul, între timp din Constanța s-a trimis în Istanbul componenta, dar noi trebuia să plecăm la Ankara, ajungem la Ankara componenta când ajunsese în Istanbul. Într-un final ajunge abia după competiție componenta ca să putem prezenta, dar noi tot am câștigat. Toată lumea din ICHB, ICHC, cum se tot organizau ca să ajungă acel pachetel mic pentru noi în Ankara, absolut incredibil. Toată lumea, tot network-ul, lumina funcționa în secunda pentru a livra practic un plic din București până în Ankara, care întotdeauna ajungea 2 ore după ce noi plecam. Sunt ceea ce sunt, pentru că am avut impulsionarea și libertatea și suportul în ICHB să devin antreprenor, să devin inovator, inventator, să devin inginer. Toate astea s-au făcut în ICHB pentru că au fost oameni care m-au suportat, m-au îngăduit și m-au împins să fac lucrurile astea. Și nici nu alt loc nu s-ar fi întâmplat decât acum. Răspunsul meu nu e foarte popular, eu nu văd diferența între ele, pentru mine e o singură viață. Viața mea nu se închide la ora 5 când ies din birou și nu ies la ora 5 din birou. Viața mea e doar una, mă regăsesc cu ceea ce fac zi de zi, îmi place nebunie ceea ce fac zi de zi. Când stau la biroul meu, lângă aici e chitara și tot timpul o iau când am nevoie de aici, e una aici, altă chitară. Tot timpul sunt conjoate de pasiunile mele și tot timpul le intercalez, nu cred că de la ora asta la ora asta fac asta, după care după ora asta fac asta, nu. Tot timpul intercalez. Când vreau să rezolv o problemă grea, îmi place să rezolv cu chitară în brațe și cu laptop în față. Așa că sunt atât de intercalate toate părțile astea, să zicem, pe care unii le considerăm mai personale și unii le considerăm mai profesionale, încât pentru mine eu trăiesc o singură viață. Ce fac acum? Acum sunt antreprenor. Antreprenor într-un domeniu care simplist se numește deep tech, tehnologie deep, pentru că în română nu se va traduce bine. Practic ceea ce face compania pe care am pornit-o cu 4 ani în urmă, rezolvă următoarea problemă. Dacă ne uităm în lume, avem 300 de milioane de oameni cu văz slab și dacă vrem să vedem ce soluții există pentru ele, pentru ei, soluțiile sunt aceleași de mii de ani. Este câinele ghid, este bastonul alb. Câinele ghid, o soluție superbă, o soluție foarte bună, dar are câteva dezavantaje. Un câine ghid ajunge să coste și 200 de mii de euro. În toată lumea, la aproape 300 de milioane de oameni ce-ar putea beneficia, din păcate există doar 28 de mii de câini ghid. Și aici intervenim noi. Noi am creat compania Lumen pentru a crea o tehnologie ce replică ceea ce un câine ghid face, ba chiar mai mult. I-am numit ochelari pentru nevăzători. E un produs ce intră în câteva luni pe piață și urmează să schimbă viața mii și cu timpul sperăm chiar milioane de oameni. Un produs ce deja este cunoscut la nivel internațional, produs pe care m-am urcat pe scenă să-l prezentăm la Nvidia, de exemplu, împreună cu fondatorul Nvidia, produs a cărui video de la testări au 10 de milioane de view-uri în lume. Lucrăm cu niște companii absolut incredibile la asta, lucrăm cu Intel, lucrăm cu Nvidia, avem niște parteri incredibili și mai avem așa de un pic să punem pe piață acest produs acum, să ajute milioane de oameni. Asta fac eu acum, asta mi ocupă 14 ore lucrătoare pe zi, inclusiv în weekenduri. Principal, vreau să fac o analogie. Câinele ghid pentru nevăzători este soluția cea mai avansată astăzi, înainte să intrăm noi pe piață. Și un câine ghid pentru nevăzători funcționează în felul următor. Poți să îl rogi să te ducă la un scaun liber sau la ușă sau, dacă chiar știe ruta, să te ducă înapoi acasă. Și câinele ghid face asta prin a te trage de mână, a te ocoli de obstacole, a te ține pe trotuar, a te ajuta să treci o trecere și te duce până unde ai nevoie. Și necesită foarte multă îngrijire. Foarte multă îngrijire, ceea ce într-o soluție tehnică nu există, nu este nevoie. Tot ce trebuie să faci cu ochelarii noștri este să-i încarci seara și ai o zi întreagă să-i folosești. Practic rezolvă o problemă veche de mii de ani. De mii de ani există câini ghid, dar niciodată nu s-a putut scala soluția la mai mulți oameni. Sistemul Lumen, ochelarii Lumen, funcționează în același mod precum un câine ghid,
dar bineînțeles, nu stă pe mână, nu te trage de mână, stă pe cap. Și pentru că stau pe cap, ei de fapt te direcționează, practic, cum zicem noi simplistic, te trag de cap. Efectiv simți în zona frunții cum sistemul îți reprezintă în ce zonă să mergi, cum te trage în direcția în care trebuie să mergi, încât să ocolești obstacole, să stai în siguranță pe trotuar, să te oprești la o trecere, te atenționează despre mediul înconjurător folosind mesaje audio, dar la bază, tehnologia din ochelari este tehnologia de condus autonom. Dacă ne gândim la o mașină autonomă ce merge pe drum, ce se conduce singură, exact aceeași chestie am făcut și noi, dar pe trotuar, înăuntru, în afară, pe zonele pedestriene, unde mergi de obicei pe jos. Deci, practic, noi am creat o mașină cu condus autonom pentru trotuar ce ghidează oameni. Asta fac ochelarii la bază. Simplistic. Lumea a tras foarte multe premii importante. De exemplu, în urmă cu 2 ani, am câștigat cel mai important premiu de design industrial din lume, premiul Red Dot Luminary. O singură dată pe an se primește acest premiu, de către cel mai bun design industrial din lume. Noi când l-am câștigat în 2021, 3 ani, l-am câștigat în timp ce concuram în finală cu Spaceship Unit de la Virgin Galactic. Virgin Galactic, compania care tocmai îl dusese pe Richard Branson în spațiu, concura cu noi, noi eram atunci 16-17 oameni și ei erau mii de oameni lucrând la asta, cu o mașină autonomă și mai concuram cu încă câteva soluții în alte zone. Și în noiembrie 2021, țin minte, cum ne uitam și aflam că cel mai bun design industrial din lume a fost făcut în România, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în trecut. Am complet revoluționat conceptul de design industrial în România. Și asta este doar un exemplu, sunt multe altele. Avem premii de la World Economic Forum, avem premii venite din partea, de exemplu, Nvidia, avem o grămadă de premii și o grămadă de recunoaștere din toată lumea. Ceea ce mi-arată că atunci când construiești ceva gândit să ajute, inevitabil ajungi să ai acest fel de recunoaștere, să ai astfel de parteneri care vor să vină să te ajute pe drumul ăsta de a ajuta oameni. Și asta e o chestie pe care am învățat-o în ultimii ani, construind compania asta, construind Lumen. Lumen este creat în România, Lumen este un startup românesc, este o companie românească. Nu toți cei care lucrează la Lumen sunt români, majoritatea sunt, deci da, majoritatea este românesc. Nu se va produce inițial în România, se va fabrica în afara țării inițial. Dar la bază, Lumen este o invenție românească. Am dovedit că putem face lucruri pe care nimeni nu le-a reușit și au încercat companii mult mai mari să facă ceea ce noi facem și au eșuat. Noi nu am eșuat, noi suntem primii care au reușit și am reușit din România cu resurse predominant românești, dar și cu suport din toate colțurile lumii. E o mare mândrie, m-am întors în țară ca să construiesc asta și întotdeauna este un risc uriaș și riscul pare să fie funcționat. Cel mai mare moment de coritură din cariera mea, multe, ce am realizat în ultimii ani este că nu mai trebuie să mă gândesc ce ar fi fost dacă făceam altfel. Am avut ocazia să merg în Statele Unite sau să rămân în Europa la facultate, de exemplu, un prim pas de coritură. Am decis Europa și după aia mult timp m-au întrebat dacă mergeam dincolo, ce se întâmplă. Cred că am făcut foarte bine și când stat și cred că aș fi făcut lucruri la fel de bune și acolo, dar bineînțeles, e greu să-ți imaginezi unde ai fi ajuns. Nu cred că o să mă uit înapoi să zic dacă aș fi făcut ceva diferit, aș fi fost altundeva. Cu siguranță aș fi fost altundeva, cu siguranță. Sunt mândru de ce am realizat, dar mult mai important, sunt la fel de naiv și de bucuros despre cât de multe alte lucruri urmează să facem. Te țin treaz noaptea, dar știi că nu o să ai cum vreodată timp și resursele să le faci. Și totuși, ne place nebunie ceea ce facem. Așa că nu mă uit la momente de cotitură. Cea mai importantă caracteristică a mea care m-a condus către succes. Într-o zi o să am răspunsul mai bun, dar astăzi nu știu să zic dacă este reziliența sau încăpățânarea. Încăpățânarea să nu renunț sau reziliența să nu renunț. Cel mai important obiectiv al meu pentru viitor, ziua în care noi vom termina de pus pe piață mai mult de 28.000 de ochelari Lumen, este ziua în care schimbăm o paradigmă veche de mii de ani. Ăla e primul meu milestone important pe care l-am în față și mai sunt mult. Dacă scrie ceva ce toată lumea ar putea să vadă, una dintre cele mai importante ar fi că merită să creezi lucruri ce ajută. Ceea ce cred că e un atu foarte important și principalul atu, că diferența o fac cei care nu renunță. Un citat de marketing a unei bănci din România, care chiar cred că a fost foarte bine gândit, e foarte simplu. Cei victorioși sunt cei care luptă și atunci când știu că pierd.
ceea ce sunt astăzi, am reușit pentru că niște profesori, aș zice la fel de nebuni ca și mine, dar în complet altfel, au văzut potențial, au creat spațiu pentru acest potențial și m-au împins să devin ceea ce sunt. Niciun alt loc, niciun altă organizație educațională în care am fost în viața asta și m-am plimbat prin toate, în toată lumea, nu a avut un impact precum ICHB a avut în viața mea. Mulțumesc.